Salutare oameni faini și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale, al doilea pe ziua de azi. După cum bine vedeți, avem aici un chest opening super șmecher. Îi mulțumim lui Dani pentru aceste chesturi. Cred că a durat ceva să le strângă. Avem un super magical chest, un magical, un epic chest, clan chest-ul, bandit challenge plus classic challenge de 9, ceea ce este destul de șmecher. Sper să-i pice măcar o legendară, să vedem ce pachet folosește. Deci bandit ar fi ok, electro wizard ar fi ok, nightwitch-ul da, mai are vreo legendară pe aici, logo, nu șmecher are logo, și-aș dat de log. Și graveyard, sper să-i pice graveyard, uite că și pachetul meu. Da, nu uitați să plezniți și pe butonul de like dacă vă place seria asta de Clash Royale, la 1000 de like-uri suntem super mega forță și eu zic că merită 1000 de like-uri pentru că totuși chesturile astea nu le facem fiecare zi. Hai să dăm drumul. Bă, legeleu. Să dea direct legendară din asta, cum ar fi. Da. Mai așteptăm până prindem și noi o legendară din Silver sau Free Chest. Mai așteptăm mult. Nu e panică, man. Nu ne grăbim. Mi-a zis să intru la un classic challenge după ce termină unboxing-ul, dar nu o să intru, o să dau un match amical în clan, pentru că nu vreau să-mi bag la classic challenge, că 10 gemuri și dacă îi pierd un match după asta e destul de nașpa. Hai că luăm ăsta, pentru că ăsta e destul de slab, niciodată n-am văzut să prindă cineva cărți bune în turneul de ăsta. Deci bănesc că nici cine știe ce. Luăm ăsta, pentru că nici ăsta nu cred că e genial. Deși probabil că e mai bun decât crown chest-ul. Habar n-am. Sper să-i aduc un graveyard. Deși nu știu dacă folosește graveyard-ul, deși are pachetul făcut, dar nu. Vedem. La epice nu m-am uitat ce epice folosește. Așa cum e epică? Nu. Pompa vieții. Dau la pompă. Să luăm clan chest-ul. Hai că luăm clan chest-ul și după aia ne uităm ce din ăsta ce epice are în pachet. Sau un pachet, e mai bine zis. Cum ar fi să dea o legendară la clan chest-ul? Nu mai dă legendare. Asta s-a terminat. 99 de Goblin Gang. Nice. Și aparent și folosește Goblin Gang-ul. Ai ce m-am speriat, jur. Freeze și acum am dă ori oglindă, ori clonă, fiți atenți. Asta e nou, dar arele, what the fuck? Bine, man. Să vedem rapid în pachet. Bine, ăsta nu cred că-l folosește, da. Aici poison nu ar fi ok dacă aș aduce încă 16. Sau executioners, sau scarmi. Mamă, dar are level bun la scarmi, ești bun. Chiar și P.E.K.K.A. Oare joacă la P.E.K.K.A.? În fine, hai să vedem. Bă, măcar am deblocat o carte nouă, totu-i ceva. Rage. Oglindă și-mi dai și clonă să pui capac. 10 P.E.K.K.A, nice. Bă, măcar o da 10 P.E.K.K.A și dacă totul are în pachet și poate să facă și upgrade-ul, e worth 10 P.E.K.K.A lei din ăștia și șmecher. Oare la Magical se întâmplă după 200 de ani să dea și la mine o legendară? Nu cred că am prins, nu sigur, dar posibil să fi prins o singură dată din Magical chest-uri. 14, există șansă. 2 porci, nice. Și duce și la level următor. 31, s-ar putea să dea legendară, pentru că nu o mai împărțit clasicile. Cum le zici la alea? Comunele atât de nașpa. Și dacă da acum epicile toate, da. Lightning îl duce la level 4, dar nu cred că joacă la Lightning. Aoleu, dacă nu dă nicio legendară. Legendarii ce stă aici. Vreau să văd 200 de miliarde de comentarii cu RIP legendarii chest în comentarii. Și are și Nightwitch în shop. Mamă, dacă ar fi avut acum gold grămadă și niște gemuri, ar fi făcut ceva treabă. Super magical chest, te rog fi corect și dă-mi o legendară să ne facem de cacao. Bagă niște bănicei, 6200. Multe comune, deși trebuie să dea peste 200 parcă, dacă bine ții minte. Rare din nou. Frate, două, dar mamă, peste 400 comune se dă la ăsta. Chiar peste 500, cred. Cât o dată prima dată? 60 sau ceva în genul? Nu mai știu exact. Te rog, dă epicele dintr-un foc. Bine, man! Și totuși Cannon Card-ul. Dacă vrea să-și facă un pachet cu Cannon Card, i-am cam adus niște epice.
în momentul ăsta, scrieți în comentarii ce legendară credeți că o să pice. Sper să-i pice una din cele pe care le folosește. Un Nightwish aș vrea. Ce mai era? Bandită, Graveyard avea și Electro Wizard. Una din astea 4 sau câte naiba 5, nu mai știu câte am zis. Sper să-i pice în momentul ăsta. Nu trișați. Și plesniți butonul de like, bineînțeles. Și da, că toți sunteți pe aici și sunteți noi. Vedeți și voi că uitați, suntem 22.380. Poate dăm un subscribe să îndeplinim goalul ăsta de aici. Ăsta în ea, te gândăm. Hai toti. Și nu-i Lava Hound, te rog, nu-i Lava Hound sau... Electro Wizard, nice, super, super bun. Deci Electro Wizard-ul e demențial pe defensivă, e fenomenal. Și poate să-l ducă la următorul level, ceea ce e perfect. Oare îl folosești și în alte pachete, te rog. Zic că ăla e și în alt pachet. A, bun, ăla are pachetul ăsta, deci posibil să-l folosească. Hai să dăm în clan un match. Ați observat oricum deja că e la mine în clan. Friendly Battle. A, nu, mai lăsat triple elixir-ul. În fine. Friendly Battle, ia să vedem cine vine la bătălie. Nu o să știe, sunt sub acoperire. Cute Wizard. Să vedem, reușit să-l batem pe nenea Cute Wizard? Dacă îmi bat, se dau afară din clan. Joking. Este o glumă, my friend. Nu te dau afară din clan. Poate. Hai cu aici, bun. Ai pus Wizard-ul. Nu știu ce pachet are. Pachet din ăla foarte frumos, cum îmi place mie. Sau... cum nu-mi place, dar în fine, hai să-l umflăm rapid pe la spate aici, de gâdâng. Cu clone și de alea, nu-mi place. O lăsat și pachetul vieții, dacă reușeam să-l trag un pic mai încolo. Da. Bă, cum i-a dat atâta damage? 1000 HP? Deci chestia aia dă 1000 HP damage, numai bomba. Bomba în curul gol dă 1000 damage. Ok. Doar 1000 damage. Nu e chiar așa de mult 1000 damage, adică e 1000 damage. Doar 1000 damage. N-ar trebui să fac chestia asta până în double elixir, dar riscăm. Pălegheleu. Turnul sal. Deja va pui Scarmi dacă am ăsta în spate cu bilele de bowling. Mamă, ce atac puternic acolo, ești tâmpit. Uite cum dau scheletonii. Păcat că tancau scheletonii, dacă tanca orice altceva era mai pont. Și odată ce intrăm în double elixir s-ar putea să-i dau, dar de fapt pot să-i atac direct. Pentru 3 coroane. Și mai pont. Am știut ca să o să facă. Aha, manevră. Sigur că da, my friend. Poate data viitoare, măi. Măi, prietene, măi. Opa. Opa. Bomba dă 1000, bun. Perfect, nu cred că dă de acolo damage-ul. Nu dă, nu. Sau da damage, când îmi dau seama. Nu dat. Trebuie să facem defend acum, deși nu cred că mai reușesc la câte trupe își bagă, trăiți-ar familia mea tale, Cute Wizard, mâncați aștene și m-au bătut. Uită-ți ce atac. Uită-ți ce atac. Și eram sigur că-l bat. Eram 200% sigur că-l bat. Măi, Leo. Păleg, Leo, s-a dândeat de 3 minute, hai că dacă e ceva, mai pot să fac defend 3 minute. Cute Wizard trag în golem, nu golem, ce ăla, nu mai știu. Da, e gata. Mors. Nu, bine, dar o să pleci din clan afară. Mai e 2 lei să-mi bat piciorul. Cum dracu nu l-am bătut, nu știu. Unde s-a rupt meciul? La ce fază? Da. E bine. Bă, partea bună e că am adus o legendară, am adus o legendară super bună. Și unde e chestia bună? Și Cannon card pe care poate să-l ducă la un level destul de ok. Și ce am mai adus oare, ok. Pekka-ul, 10 bucăți de Pekka. Dacă, na, joacă pe bune cu pachetul ăsta,
O să-l ducă la level 4, ceea ce o să fie destul de tare. 617 damage dă în momentul ăsta. Enorm de mult damage. HP să moară Gipilan miliarde. Nu știu cât e levelul, 7 parcă maxim la epice, dacă bine țin minte. În orice caz, Pekau e o carte pe care o urăsc și super tare. Ăsta e pachet cu Porchinio, not bad. Sunt cel mai noob. Dacă nu-i scrie nimic. Să vedem, oare se uită omul la episoade sau nu. Nenea Cute Wizard. Cam atât. Că nu prea mai avem ce să deschidem pe aici, cred. Mai avem? Nu mai avem. A, da, și în cazul în care n-ați văzut la episodul trecut, mâine o să fie Legendary Challenge. Participați la chestia asta, poate aveți un bulan imens, luați un Legendary Chest, plus o grămadă de bani, epice, rare, o să fie demențial. N-am făcut niciodată 12 win-uri, dacă am un pic de noroc, o pleznesc. Dacă nu, e ok și cu vreo 5-6 win-uri pe acolo. Mie la 6 win-uri nu prea contează, dar aș vrea să fac 8 win-uri să iau niște epice. Mă mulțumesc, 9 am făcut cel mai mult. Cam atât, mersi fain de vizionare. Nu uitați să pleziți și voi butonul de like. Luăm mie de like-uri, suntem super mega forță. Salutare și să aveți o zi super faină.